Bine v-am regăsit, sunt Teodora și vă aduc recomandările City pentru astăzi. De la ora 19 la sala Palatului puteți asculta concertul oferit de Paul Anka alături de Big Band-ul său. Artistul a devenit cunoscut între anii 1950-1970 cu hituri ca Diana, Lonely Boy, Put Your Head on My Shoulder și You're Having My Baby. Paul Anka este celebru nu doar datorită pieselor pe care le-a interpretat, ci și datorită pieselor pe care le-a scris pentru Tom Jones, celebrul evergreen al lui Frank Sinatra, My Way, dar și pentru I Never Heard și Love Never Felt So Good ale lui Michael Jackson. Heaven and heaven alone can take your love from me. La ora 20, Teatrul Cochet găzduiește concertul oferit de Finley Quay. Versatilitatea și timbrul inconfundabil, cât și influențele muzicale, pornind de la Duke Ellington, Ronnie Scott și Buddy Rich, l-au ajutat pe Finley să colaboreze cu artiști de marcă din industria muzicală. Concertul va fi un mix eclectic, într-o atmosferă intimă, o călătorie prin repertoriul artistului, începând de la debut până în prezent. Here I am. Berăria H de la ora 23:45 urcă pe scenă trupa Paraziții. Trupa împlinește în 2016 22 de ani de existență, timp în care a reușit să își păstreze neatinsă atitudinea hip-hop care a consacrat-o încă de la primul produs. Mergând în contratimp, în opoziție cu ceea ce este la modă în materie de rap și maniera de a spune lucrurilor pe nume în textul pieselor, trupa Paraziții și-a păstrat titlul de trupă care trebuie neapărat văzută în concert, indiferent de moment sau de locație. Părinții bătrâni, unde-i demnitatea? Că singura ta cheie nu mai deschide nicio ușă, dormi fric pe alee. Unde-i demnitatea? Se spune că-i vie, deci unde-i demnitatea? Spuneți-mi și mie. Acestea au fost recomandările City, rămâneți cu YOLO pentru alte informații dedicate timpului liber. Distracție plăcută!